Hello! Înainte de a trece la miezul problemei, vreau să vă spun că este întuneric afară, foarte întuneric, foarte norat, așa că a trebuit să schimb puțin cadrul, să aprind lumina artificială, pentru că cu lumină naturală nu aveam ce face și sper să fie totul în regulă, sper să mă vedeți cum trebuie, sper să fie ok imaginea și sper să nu se întunece și mai tare, oricum, probabil o să plouă îndată, da, în fine! Chiar dacă este vremea asta afară, astăzi vreau să continui seria de vară și să vorbim despre parfumuri. Sincer să vă spun, vara nu este anotimpul meu preferat când vine vorba de parfumuri, pentru că nu mai pot să port parfumurile mele preferate, alea puternice, condimentate, orientale unele dintre ele, și nu pot să le mai port nu pentru că ar fi vreo regulă în sensul ăsta, ci pentru că pur și simplu nu le suport când este foarte cald afară. Eu nu sunt mare fană a parfumurilor fresh, însă vara trebuie să găsesc cumva un compromis astfel încât să pot purta parfum, dar să nu mă ia cu dureri de cap și cu rău de la stomac. Așa că am făcut un fel de compromis și pentru această listă cu parfumurile de vară și am inclus două parfumuri pe care eu le port mai mult iarna sau, mă rog, în anotimpul rece, însă le văd potrivite și purtabile vara, seara, în serile răcoroase sau în zilele mai ploioase și la fel ceva mai răcoroase. Am să încep cu acestea două și primul ar fi Hypnotic Poison de la Dior. Acesta este un parfum vanilat, destul de puternic, însă atunci când îmi miros, pe mine mă duce cu gândul la mare. De asta l-am și inclus pe această listă. Nu știu de ce îmi dă această senzație, pentru că m-am uitat pe note și nu are nimic, nicio notă marină sau ceva de genul, dar pe mine mă duce cu gândul la mare. Într-adevăr, notele de vârf sunt fructate, are ceva nucă de cocos, prune, parcă, caise. Poate aceste note și poate și faptul că se simte ușor migdalat mă trimite cu gândul la vară, la mare, la soare. Nu știu exact ce să zic. Oricum, este un parfum foarte puternic. Nu mai țin minte exact cum mirosea originalul înainte de reformulare. Însă mie îmi place și ăsta, deși multă lume spune că nu mai e același lucru cu ce era odată. Mie îmi place în continuare și îl văd purtat vara, seara, într-o seară așa mai răcoroasă, și îl văd purtat la evenimente, mai degrabă, la o nuntă, botez, chestii de genul acesta, la o rochie elegantă, așa mi se pare că merge cel mai bine pe timp de vară. Un alt parfum foarte cald și potrivit pentru anotimpul rece, însă pe care îl văd purtat și vara, este The One de la Dolce & Gabbana. Aici știu ce îl face purtabil pe timp de vară și este acea notă de piersică. Este o piersică zemoasă care îți lasă gura apă, cum mi-a făcut mie acum. Și chestia asta mi se pare că îl face potrivit și vara, însă la fel tot pe timp de seară. Pentru zi e destul de dulceag, așa că s-ar putea să se lase cu ceva dureri de cap, însă pentru seara mi se pare ok, iar dacă Hypnotic Poison-ul îl vedeam potrivit pentru ținute mai elegante, pentru evenimente, pe ăsta îl văd purtat și la ținute mai casual, mi se pare foarte potrivit pentru vacanțe și îl asociez așa cu o cină pe malul mării, la lumina lumânării, îmbrăcată într-o rochie foarte vaporoasă, cam acolo mă duce cu gândul. Este foarte reușit parfumul ăsta, dacă nu l-ați mirosit până acum, vă invit să mergeți într-o parfumerie să-l mirosiți și vă anunț de pe acum că dacă am să fac top 5 parfumuri pentru anotimpul rece, am să-l includ și acolo. Mai departe, am un parfumel de la Abercrombie & Fitch. Am reușit să pronunț numele. Și parfumul se numește First Instinct. Este un parfum simpatic. Așa l-aș caracteriza. Mi se pare potrivit și pentru fete tinere și pentru adolescente. Este un parfum fructat, floral, destul de dulceag, însă nu la modul acela supărător, nu de greață sau chestii de genul. Și are și o notă ușor pudrată. Conține note citrice, de grapefruit, are și floare de portocal, orhidee, iar ca bază are boabe de tonka. Am zis, mi se pare un parfum potrivit pentru oricine. Nu-l văd deranjant în vreun fel, nu cred că are cum să incomodeze. Pe mine mă trimite cu gândul la un cocktail de fructe, la o salată de fructe. Așa că, spre deosebire de primele două parfumuri, pe acesta îl văd potrivit și pe timp de zi. Penultimul parfum de pe această listă este această miniatură simpatică și este Eau de Rhubarb Ecarlat de la Hermès. Am să vă trec aici numele pentru că este destul de lung. Și acesta este un parfum fructat, însă este mai mult dulce, acrișor, înspre amărui. Conține rubarbă, după cum îi spune și numele, și ceva fructe roșii. N-am găsit care sunt acele fructe roșii. La început are acea notă amăruie, însă
pe parcurs se transformă și devine ușor acid, suculent cumva, pentru că pe mine m-a dus cu gândul instantaneu la ceva gin tonic, Aperol Spritz, undeva acolo, adică o băutură înțepătoare, da, uite, înțepător, ăsta este cuvântul, nu acid, înțepător mai degrabă. O băutură înțepătoare, dar răcoritoare în același timp, de asta l-am și inclus pe lista aceasta de parfumuri pentru vară. Este un parfum interesant, însă acele note amărui acrișoare s-ar putea să nu placă tuturor. Cu toate acestea, fix acele note mi se pare mie că îl fac potrivit pentru temperaturi mai ridicate, pentru că domolesc dulceața. Trebuie menționat că este apă de colonie, așa că nu ține foarte mult, nu persistă. Trebuie aplicat destul de des, însă pentru mine este un miros unic. Așa că poate îi dați o șansă să vedeți, poate vă place și vouă. Și am ajuns și la ultimul parfum. Și dacă auziți ceva dubios, să știți că a început să toarne rău de tot, mai și tună, așa că avem ceva zgomot de fundal, nu am ce să-i fac. Și ultimul parfum este J'adore Enjoy de la Dior și l-am inclus pe primul loc pentru că este parfumul pe care îl asociez 100% cu vara, pentru că are note sărate în compoziție. Conține sare de mare și are și ceva flori, asomie, tuberoză parcă și piersică la bază și miroase fix a mare, a apă sărată, miroase ca atunci când de bea ai ieșit din mare și soarele începe ușor-ușor să usuce apa aceea pe tine. Miroase efectiv a piele sărată, a vacanță, este un miros genial și cu acest parfum mi-am dat eu seama că îmi plac mirosurile și notele sărate în parfumuri. Are și neroli și se simte ceva ușor citric, însă nu la modul ăla foarte fresh, cum nu îmi place mie, însă clar sarea de mare este pe primul loc, deși este o notă de vârf, doar se simte tare și chiar și pe piele l-am aplicat înainte să filmez clipul. Miroase foarte fain. Chiar și pe piele, tot nota aceea sărată se simte cel mai pregnant. Mie mi se pare parfumul perfect pentru vară, mai bun decât orice alt parfum foarte fresh, dar este strict părerea mea, bineînțeles. Și când îl miros, mă teleportez instantaneu pe o plajă undeva, nu la soare neapărat, că nu-mi place să stau la soare, dar sub o umbrelă pe o plajă tocmai ieșită din apa sărată a mării. Și aș vrea să existe acea teleportare ca să pot să fiu acolo în momentul ăsta, dar, din păcate, nu se poate. Așa că mă mulțumesc cu acest parfum. Un alt parfum sărat care îmi place și pe care probabil am să-l cumpăr este Humanity, însă de la acela am avut doar o mostră și am zis că poate nu e cazul chiar să vorbesc despre el. Aici am măcar o miniatură, l-am purtat vara trecută, știu cam cum se comportă. Și mi s-a părut mai potrivit să-l includ pe acesta. Ca persistență, nu e cel mai ok, dar nici nu persistă doar o oră, două. E decent. Aș spune undeva la 4-5 ore, cam pe acolo. Da, acum că aproape am terminat de filmat, a început să se lumineze afară. Vedeți, poate că s-a mai luminat și imaginea. Asta este, noi să fim sănătoși. Sper că v-a plăcut totuși acest clip mai întunecat. Spuneți-mi care este parfumul vostru preferat pentru vară, dacă aveți unul sau poate folosiți același parfum tot anul, nu știu, spuneți-mi în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul chiar așa întunecat cum a fost, dați-i un thumbs up și abonați-vă dacă sunteți noi pe aici și vreți să mai vedeți clipuri despre parfumuri, despre beauty, despre fashion, chestii de genul acesta. Și ne vedem la următorul clip din seria de vară, care nu știu exact despre ce va fi, dar va fi, așa că ne vedem atunci. V-am pupat! Pa!